Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. În acest video vreau să discut cu voi o temă foarte importantă și anume falsificarea circuitelor integrate sau mai bine spus falsificarea semiconductorilor. Da? Multă lume mi-au scris mesaje, m-au întrebat legat de componente, de calitate, dacă o anumită componentă prin Asia este de calitate. De exemplu, mulți îmi scriu că au găsit pe nu știu ce site-uri prin Asia, prin Hong Kong, China și așa mai departe, nu știu ce integrat foarte, foarte ieftin. Am găsit astăzi un articol foarte interesant publicat de redacția revistei Germaniei Make. Au scris un articol foarte interesant despre falsificarea circuitelor integrate. Da? Articolul nu este chiar nou, este publicat în luna 11-2017, dar este o temă foarte importantă și chiar am zis să fac un video și să vă traduc, să vă spun câteva chestii interesante. Da? Știu că mulți cumpără circuite integrate sau alte piese de pe site-uri din Asia și eu am cumpărat, bineînțeles, am cumpărat chiar în cantități industriale. Bineînțeles, după cum știți și voi, piesele sunt la preț foarte mic. Câteodată chiar rămâi uimit cât de ieftine pot ajunge anumite piese și cu toate că vin de la capătul lumii, vânzătorul îți oferă și transport gratuit. Da? Întrebarea este oare sunt bune acele circuite integrate sau acele piese? Lucrează acea componentă la parametrii din catalog? Răspuns, normal că nu, da? Majoritatea sunt falsuri. Spun majoritatea că este posibil să cumperi și o componentă originală sau o componentă de calitate, da? Nu putem să-i condamnăm pe toți. Dar majoritatea sunt falsuri, da? Multe circuite integrate scumpe sunt înlocuite de versiuni inferioare care ori nu funcționează deloc, ori nu satisfac cerințele impuse, ori nu funcționează la cerințele impuse de producător, da? La datele din catalog. Da? Multe astfel de circuite integrate ajung chiar și industria aerospațială. Da? Problema nu este nouă. Chiar citisem aici că agenția NASA cunoaște de mulți ani această problemă și luptă împotriva semiconductorilor contrafăcuți și a materialelor false. Da? Vă spun sincer, am cumpărat foarte multe componente din China, da? 95% din tot ce am cumpărat totul este șrot, adică sunt componente de proastă calitate, așa spune neamțul, este șrot. Acum cumpărat condensatoare, rezistențe, toate prostiile. Am găsit condensator și cu toleranță de 60%, da? Pe condensator scria 100 de nanofarads, dar era cu mult, mult, mult mai departe de capacitatea ce era scrisă pe el, da? Totuși, citisem aici că falsificatorii lucrează la un nivel foarte, foarte, foarte rafinat, mare, da? Chiar și cei de la NASA au rămas uimiți cât de inteligent și rafinat procedează falsificatorii, da? Și într-un stil aparent destul de mare, da? Această chestie, aceste falsuri afectează industria electronică din toate punctele de vedere, dar și persoanele fizice, da? Și eu și voi sunt sigur că ați cumpărat de prin China tot felul de componente. Te întreb de ce, eu știu, un condensator electrolitic după numai, eu știu, câteva ore de funcționare sau câteva luni de funcționare pur și simplu a cedat, da? NASA a lansat mai multe documente care oferă perspective ce sunt înfricoșătoare și chiar interesante. Da? Am să scriu un articol și la mine pe blog și am să vă pun acolo câteva link-uri și sunt poze, sunt chestii foarte interesante cu componente falsificate. Da? Sunt chiar niște link-uri direct de pe site-urile NASA, da? Niște PDF-uri cu detalii, cu falsuri, cum să găsesc falsurile, cum să recunosc falsurile.
Foarte, foarte, foarte interesant. Este foarte documentat cu poze. Foarte, foarte interesant. De exemplu, au găsit integrate ce scriau pe ele Philips, iar în capsulă înăuntru erau scria Intel, da? Bineînțeles că au aparatura necesară cu care pot verifica aceste circuite integrate sau alt tip de componente, da? Chiar citisem aici la urmă că au cu ajutorul razerilor Röntgen pot să vadă exact ce unde citisem, pot să vadă exact ce este în integrat. Vă dați seama că sunt așa de bine falsificate încât o persoană fizică ca mine sau ca voi nu ne putem da seama dacă este original sau nu, da? Bineînțeles, am să vă pun foarte multe poze și link-uri și la mine pe site, da? Foarte multe poze, vă pun câteva link-uri, da? Chiar citisem ceva foarte interesant aici. Da, chiar aici. NASA a documentat că în 2006, deci în 2006, erau în Hong Kong peste 5500 de firme de familie, da? O familie pur și simplu, toți membrii familiei și-au făcut, știu, o firmă, o fabrică de electronice, în ghilimele spus, da? Și au deslipit piese de pe plăci și le-au vândut mai departe, da? Le-au deslipit, le-au făcut frumoase, le-au șters, le-au îmbunătățit fizic, să arate optic bine și le-au vândut mai departe. Vă dați seama, 5500 de firme numai în Hong Kong, da? Cine știe câte mai sunt și în alte locuri, da? Acum, ce pot să spun? Bineînțeles, în ziua de astăzi este destul de. Nu pot să vă spun nu cumpărați din China, da? Fiecare cumpără de unde vrea și cum poate, da? Bineînțeles, componentele. În ziua de astăzi, componentele de calitate sunt destul de scumpe, da? Fiecare are un buget, vă dați seama că nu pot să impun la cineva, nu vă cumpărați din China sau din alte țări din Asia, da? Fiecare face ce vrea, deci cu acest video nu vreau să vă influențez pe voi de unde vă cumpărați. Bineînțeles, și eu am cumpărat, recunosc și mai cumpăr și în ziua de astăzi. De exemplu, eu sunt fascinat foarte mult de radiofrecvență, de acest domeniu al electronice, de înaltă frecvență și sunt multe piese care, din păcate, nu se mai fabrică, da? Și de multe ori le găsesc pe site-uri din China, da? Sunt anumite integrate care nu se mai fabrică și găsesc în China stocuri foarte vechi. Acum, unele funcționează, unele nu funcționează, recunosc, dar fiind fascinat de acest domeniu, de multe ori îmi cumpăr și eu din China sau în Hong Kong sau alte chestii, da? Noi cum putem să ne dăm seama dacă este un fals sau nu? Da, simplu, este foarte simplu. Vă dau un exemplu. Un circuit integrat AD585, de exemplu, este clasificat pentru aplicații civile standard de la. Este un integrat care funcționează de la 0 la 70 de grade Celsius, iar integratele de calitate militară și aerospațială au o temperatură, funcționează la temperaturi de la minus 55 până la plus 125 de grade Celsius, da? Iar prețul unei astfel de circuit integrat este de la 25 de dolari până la 103 dolari, da? Iar dacă faceți o căutare simplă pe site-urile din Asia, o să găsiți integratul și la 7 dolari cu transport gratuit, da? Deci, fabrica care produce originalul ți-l oferă cu 25 de dolari, să spunem, da? Iar falsificatorii ți-l dau cu 7, da? Acum, vă dați și voi seama, egal cât reducere ai putea să faci, tot n-ai putea să vinzi acest integrat la acest preț, da? Chiar cred că am aici un, da,
Da, aici este acest integrat AD585. Am făcut numai un mic exemplu. Dacă e să mă pun să caut, sunt foarte multe integrate care de fapt nu sunt originale, da? De exemplu, acesta este 7,80 euro, iar integratul original, un AD585, este la 30 de euro, 66 de 5 este cel mai ieftin, da? Și aici v-am pus Moisture Electronics, este un site care de unde cumpără firmele, da? Deci cumperi direct de la producător, da? Vă dați seama, producătorul ți-l dă cu un preț, iar falsificatorul ți-l dă mult mai ieftin, da? Cam atât a fost despre această temă. Am crezut că este foarte important și am zis hai să fac un mic video. Știu că mulți comandă de acolo, așa că să nu aveți așteptări mari că acea componentă ieftină, ieftină, ieftină de tot vă ține o viață, da? Chiar multă lume m-a întrebat de Arduino, da? Este bun Arduino ăla cu 2-3 euro? Da. Este bun, funcționează, dar gândiți-vă și voi, dacă producătorul, cei care au inventat Arduino, îl vând din fabrică cu vreo 25 de euro, cred că am ceva de genul, iar chinezul ți-l dă cu 2 euro, nu credeți că e ceva ciudat acolo, este normal, da? Și gândiți-vă și voi, dacă ați fi programatori, ați fi, ați inventat ceva, da? Și l-ați vinde cu un preț, iar vecinul dumneavoastră vine, vă ia proiectul și îl vinde mult mai ieftin. Normal că nu v-ar conveni, da? De aceea, eu, părerea mea, așa gândesc eu, nu vreau să vă influențez pe voi, mai degrabă dau un pic mai mult, am calitate și îl ajut prin aceasta și pe acel om care a inventat, a dezvoltat, care a adus un produs minunat pe piață, da? După cum am spus, am să pun câteva linkuri și la mine pe site cu acest circuit, cu acest articol interesant despre falsificarea semiconductoarelor. Aici vă las și vă urez numai bine. La revedere!